Primăvara nu ne aduce doar peisaje care ne încântă privirea. După ce se topește zăpada, ies la iveală gunoaiele aruncate la întâmplare. Dimensiunea fenomenului se vede acum în râurile care au fost transformate în grup de gunoi curgătoare. Debitele au crescut, iar apa spală malurile și duce odată cu ea mizeria mai departe. Gunoaie cât vezi cu ochii, peturi, haine, încălțăminte, anvelope, în locuri care altfel îți taie respirația. Național de Fileul Jiului, frumusețea peisajelor este umplită de astfel de imagini, tot felul de resturi care zac pe marginea Jiului. Deși e arie protejată, asta nu împiedică oamenii să arunce gunoiul pe marginea drumului sau direct în apă. Stegulețele nesimțirii, care apar în aria protejată de Fileul Jiului, sunt deșeuri aruncate efectiv la întâmplare în anumite zone, fără niciun fel de control și fără niciun fel de păsare asupra naturii, să-ți pese de ce, unde ajung ele. Ele se agață undeva. Acțiunile de ecologizare nu au efect. Gunoile reapar, iar făptașii sunt greu de prins. Poluarea din Defileul Jiului e un pericol real pentru oameni, dar și pentru vidre. Ele umblă chiar în zone în care sunt depozitate astfel de deșeuri. Nu putem nega că nu sunt atrase de eventuale mirosuri sau știu eu ce alte alimente pot fi intercalate în aceste deșeuri și cu timpul, cine știe, constatăm boli. Avem specii de pești care n-au fost periclitate și chiar au dispărut din area respectivă. Vedem animale, păsări care sunt obligate să coabiteze cu astfel de deșeuri. De când singura groapă de gunoi din Gorj a fost închisă de 6 luni din cauza poluării, comisarii de mediu au intensificat controlele în tot județul și avertizează că vor aplica amenzile maxime. Legea se aplică și la marginea orașului și pe malul râurilor. Suntem permanent în alertă și acolo unde primim informații, echipele noastre se deplasează urgent și vor lua măsurile maxime prevăzute de lege. Un șofer a fost amendat cu 30.000 de lei și a rămas și fără camion după ce a fost prins de garda de mediu în timp ce se descotorosea de gunoaie pe un câmp.